găsit, dragi prieteni, vă spun și de, de, această dată la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Suntem pe Facebook, pe YouTube, dar și pe pagina web proiectem.ro. De asemenea, m-aș bucura să răspundeți pozitiv provocării pe care vă lansez de fiecare dată, și anume să vă spuneți punctul de vedere în comentarii, atât la Facebook, dar și la YouTube. Mulțumesc tuturor celor care ați făcut-o deja și uh, continuați să faceți lucrul acesta. Mă bucură foarte mult pentru că împreună discutăm și punem uh, uh, în discuție subiecte interesante. Iar dumneavoastră aveți un rol foarte important în ceea ce înseamnă misiunea noastră: alege corect. Nu cred că există ceva mai rău, mai uh, distrugător și mai demoralizant decât indiferența. În toate domeniile în care aceasta. Își face apariția, ea produce doar daune. Nu ne plac oamenii care au o atitudine de indiferență față de noi, față de anumite situații, față de anumite lucruri. În schimb, vorbind în antiteză, compasiunea este un element care ne place și este un element care este pozitiv și ar trebui să-l alegem în viața noastră. Sigur, compasiunea are cele mai frumoase nuanțe. Este, dacă vreți, limbajul iubirii. În perioada aceasta, cel puțin în țară la noi, am putut vedea compasiune. Oameni care s-au strâns, s-au unit și au arătat compasiune. Lucrul acesta este extraordinar. Subiectul în această ocazie este indiferența și compasiunea. Alege cea mai bună atitudine dintre acestea două. Sigur că poate să, să spunem că e simplu la prima, la prima vedere, dar trebuie să fim conștienți că este o luptă și este o disciplină pe care trebuie să ne o formăm în a alege cea mai bună atitudine. Vreau să îi spun bun venit invitatului din această ocazie și mă bucur că este prezent împreună cu noi în platoul emisiunii Alege Corect, pastorului Andrei Dință. Bun venit, Andrei! Iată și de data aceasta la emisiunea Lege Corect, dar în platoul uh, proiecte. Bun venit! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație și mă încearcă sentimente pozitive atunci când suntem împreună și putem să dezbatem lucruri atât de importante pentru viața noastră, nu doar din punct de vedere teoretic, cât și practic. Sigur, de fapt, asta este și scopul, asta este și scopul emisiunii și anume să discutăm practic. După ce terminăm emisiunea, să dorim să implementăm în viața noastră, să să ne formăm noi hotărâri pentru a putea să uh, alegem cea mai bună variantă. George Bernard Shaw, un uh, scritor de literatură motiv motivațională, spunea în felul următor că cel mai mare păcat față de oameni nu este ura, ci indiferența față de ei. Dragi prieteni, cei care ne urmăriți pe social media, pe Facebook, pe YouTube, care este părerea dumneavoastră legată de subiectul pe care îl punem în discuție? Ce experiențe aveți în ceea ce înseamnă indiferența și compasiunea? Cum ați văzut? Cum ați încercat să, să implementați în viața dumneavoastră cea mai bună, uh, uh, cea mai bună atitudine? V-aș invita să, să vă spuneți punctul de vedere în comentarii. Andrei, vorbim despre indiferență în prima parte. Ce este indiferența? Și cum apare ea în viața noastră? În primul rând, când vorbim de indiferență, trebuie să ne gândim foarte clar la niște termeni de la cel mai aproape de noi până la cel mai departe, și anume, nepăsare sau dezinteres total. În primul uh -huh. rând, uh -huh. uh, nepăsarea aceasta și cu propria viață. Deci poți să fii indiferent și cu tine însuți. Nu neapărat, când vorbim de indiferență, nu vorbim neapărat doar de cei din jurul tău, ci uh -huh. începe cu tine. Și cred că una dintre cauzele indiferenței este și lucrul acesta. Sunt indiferent cu mine, nu mă interesează de mine, nu-mi pasă de mine și automat nu pasă nici de cei din jurul meu. Nu pasă de nevoile lor, nu mă interesează de problemele lor, nu încerc niciodată să găsesc soluții pentru a fi eficient și de ajutor pentru cei din jurul meu. Și cred că această problemă începe cu noi. Pe de altă parte, sunt unii care se văd doar pe ei. Doar eu am nevoie de atenție, doar eu am nevoie să fiu un prim plan, doar eu am nevoie de ajutor. Și atunci stau și mă gândesc că un alt motiv pentru care apare acest, această imagine a indiferenței este și eu personal mândria. Eu sunt prea bun, eu sunt prea plin de mine încât să ajut și pe cei din jurul meu, și nu mai am loc și pentru cei din jurul meu. Și astfel apare indiferența. În momentul în care lipsește dragostea, în momentul în care lipsește. Atitudinea de a simți împreună cu cel de lângă tine, empatia, da? Lucrurile acestea duc înspre direcția aceasta, așa nume indiferența. Așa este și indiferența o putem observa în fiecare zi dacă e să ne uităm practic în activitățile din jurul nostru, la oamenii care își desfășoară activitățile, indiferență față de multe lucruri. Este interesant că atunci când apare o situație de criză, începe indiferența. Să scadă sau începe să, să apară compasiunea mai mult sau mai puțin uh, într-o intensitate mai mare sau mai mică. Dar care, totuși, care sunt cauzele care duc la apariția uh, indiferenței în viața omului. Care ar fi aceste cauze? De ce ne trezim uh, și de ce suntem indiferenți? Ar fi mai multe cauze, însă trebuie să ne gândim un pic la viața noastră de zi cu zi. Cred că trăim într-o lume atât de aglomerată, de uh -huh. stresantă stres acasă, stres la serviciu, stres în trafic, stres oriunde te uiți, încât la un moment dat ești atât de acoperit cu gândurile acestea, negative de altfel, cu preocupările zilnice, încât nu mai observi și nevoile celor din jurul tău. Și atunci, indiferența își face loc în viața noastră. Ți se pare normal să vezi un om căzut și să treci pe lângă el ca și cum n-ar fi nimic acolo, deoarece mintea ta este plecată în altă parte mai de aceea este foarte important să coborâm cu picioarele pe pământ și să ne gândim serios la cei din jurul nostru. Tatăl meu avea o vorbă, Andrei, când mergi pe stradă, nu merge cu ochii pe sus, cu capul pe sus, că s-ar putea să te împiedici, mergi cu capul pe jos. Ceea ce revin, mândria, este iarăși o etichetă care poate să distrugă, da, o cauză care distruge și aduce la indiferență. Stresul, anxietatea problemele cotidiene, toate lucrurile acestea duc spre indiferență, ne, ne, distrag atenția dinspre lucrurile cu adevărat care trebuie să ne comportăm și să le facem, principiale, valoroase, pline de, de morală și ne duc în direcții greșite. Cu alte cuvinte, ar putea spune cineva, da, ce să mai impese și de problemele altora, că și așa am eu destule probleme. Ce să mai impese și de ce se întâmplă în jurul nostru, Cram și eu alte probleme. Ce îmi pasă mie de încălzirea globală? Lasă că până la urmă nu e niciun fel de problemă. Ce îmi pasă mie de războiul din Ucraina sau de alte războaie care există? Că asta este. Am alte probleme. Și toate aceste lucruri, așa cum ai spus tu, vin din interiorul nostru. Dintr-o serie de lucruri cumulate. Te e uh, foarte interesant că ce să împese pese de problemele celorlalți. Da. Sunt ceva din experiența proprie. Da. Uh, am avut o mică neînțelegere în familie și a trebuit să plec de acasă. Am făcut o vizită la două, două, persoane care au avut și eu o neînțelegere, oarecum asemănătoare cu a mea uh, ce am avut-o acasă. Și oarecum păsându-mi de problema acelor persoane, încercând să o rezolv, am rezolvat până la urmă și problema mea. M-am întors acasă, am venit așa, smerit, plin de umilință, și am zis, uite, îmi pare rău pentru tot ceea ce am făcut și pentru ceea ce s-a întâmplat între noi în familie. De multe ori, ocupându-ne de problemele celor din jurul nostru, ne dăm seama că avem și noi nevoie, la rândul nostru, de îngăduință, de bunătate, de toate lucrurile acestea care vin în urma acestor experiențe. Așadar, am multe probleme și eu, într-adevăr, dar prin implicarea la problemele celorlalți. Poate de multe ori uit de problemele mele, poate îmi dau seama că problemele mele sunt mult mai mici decât problemele celor din jurul meu. Și atunci ajung în etapa în care să-mi dau seama că este foarte important și mă ajută pe mine să mă uit și spre nevoile celor din jurul nostru. Așa este. Uh, hai să vorbim puțin uh, despre indiferență. De ce este ea periculoasă și... Ce ar putea aduce indiferența în viața celui care o practică? Care sunt pericolele uh, indiferenței dacă eu uh, practic această atitudine? Indiferența ne izolează de societate, mm. într-un fel sau altul. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, noi ne izolăm de cei din jurul nostru dacă suntem indiferenți. Sau și mă gândesc într-o familie dacă unul din dintre membrii familiei este indiferent la nevoile celui de lângă el, a copilului, a soțului, a soției, a... Eu mai departe. În momentul acela el se izolează de, de întreaga casă, de întregul bun mers al familiei. Când apar lucrurile acestea, apare izolare, apar uh, relații ruinate, apar uh, tot felul de lucruri care vin și ne distrug încet încet din punct de vedere social. Deci indiferența este cea care ne desparte social unii față de alții. Indiferența este atât de periculoasă încât este molipsitoare. lipsitoare. Mm -hmm. uh, au apărut tot felul de experimente prin care s-au făcut tot felul de lucruri prin care să se vadă dacă eu sunt indiferent față de cineva pe stradă, oare cei care vor veni după mine vor fi la fel de indiferenți ca mine? Și s-au făcut tot felul de experimente, exact. le putem găsi pe internet. Exact. Sigur. Și foarte mulți se uitau indiferent, de exemplu, cineva îi vorbește urât soției. Și lumea trecea destul de indiferentă, nu intervenea. Foarte puțin. un procent mic încerca să intervină ca să aplaneze acea regie, acea ceartă, neînțelegere regizată. Poate doar când era deja o situație de, de agresivitate, de, da. de violență, atunci. Poate, poate să intervină. Și, și se găsesc greu astfel de oameni în timpul acesta, pentru că oamenii, ori de teamă, ori din reanumite rețineri, încearcă să-și vadă de viața lor. Egoismul este cel care dictează viața noastră în momentele respective. Indiferența, poate, indiferența putea o numi nu doar atunci când există un dez dezinteres total. Uh -huh. Mă uit la televizor da, sau pe internet și văd problemele care se află. Uh -huh în mine se stârnește un motiv de revoltă, de supărare, de tristețe și simt împreună cu ei, poate și plâng când văd astfel de situații. Uh -huh. Dar mă opresc aici. Dacă mă opresc aici, doar văd și zic o, săraci oameni, o, în ce situație grea sunt și nu fac nimic pentru a ajuta sau a îmbunătăți cumva situația acestor oameni, sunt tot la fel de indiferent ca și cum nu mi-ar fi păsat sentimental de niciun fel. Deci ajungem în situația în care indiferența are mai multe laturi, odată indiferent total, nu-mi pasă nici sentimental, nici fizic, dar poate să îmi pese într-o anumită măsură că gândesc. poate Probabil ascultătorii și cei care ne, ne urmăresc ar spune și că mi în pasă când văd oameni triști, când văd oameni în nevoie, mă ilei și mi o milă de ei și probabil vom discuta și la a doua parte despre ce înseamnă mila asta, superficială sau profundă și mă, mi-e e așa milă de ei, dar nu fac nimic pentru a ajuta sau îmbunătăți situația celorla. Deci e tot un fel de indiferență dacă nu fac nimic pentru ei. Indiferența are niște nuanțe negative în viața celui care o practică și asta este real. Însă în opoziție cu indiferența, de ce ar putea fi compasiunea rețeta pentru fericire? Așa cum spuneai și la început compasiunea este un rod al dragostei. Uh -huh. Dacă e să ne uităm înapoi, indiferența este un rod al lipsei dragostei, ca să spun așa. Ce este. Și atunci ajungem în contextul în care aș vrea să prezint un caz biblic care se potrivește atât de bine cu ambele situații, și indiferență și compasiune. Uh -huh. Pilda uh, samaritanului Milostiv, Milos, un om a căzut pradă tâlharilor, a ajuns să fie aruncat în drum și pe lângă el trec doi oameni. Ambii îl și își văd de drum. Și vine un al treilea, un samaritean, care se oprește, nu-l cunoaște, nu știe cine este, îl ia, îl îngrijește, îl duce într-un loc sigur și se ocupă de toate nevoile acestui om. Și stau și mă gândesc, poate că cei care au trecut de dinainte s-au uitat jos și au spus, o, o săracul om, dar s-au dus mai departe și nu au făcut nimic. Probabil suntem și noi de multe ori în această situație, o cu om. Și mergem mai departe în, în, viața noastră. Cred că asta este ilustrația aceasta a pildei samaritanului Milos. Cuprinde foarte bine atitudinea oamenilor din ziua de astăzi. Indiferenți la nevoile celor din jurul nostru, într-adevăr, samaritanul avea destule motive să nu se aplece să-l ajute. Putea fi o capcană, cineva să-l atragă, să se oprească și alții să vină să-l tâlhărească și pe el, putem găsi motive foarte multe pentru a nu-i ajuta pe cei din jurul nostru. Că nu știi pe cine bagi în casă, că nu știi pe cine ajuți, că nu am bani, da, nu am bani. niciodată nu avem bani, bineînțeles, Corect. dacă e să ne, ne, ne întrebăm. Și atunci ajungem în situația în care putem găsi motive și să ne hrănim, să ne mângâiem conștiința și că mă lasă, că poate sunt alții care pot ajuta. Suntem în situația în care nu trebuie să gândim în felul acesta. Noi, când gândim aceste aspecte, trebuie să ne gândim ca niște oameni care au frică de Dumnezeu, din punct de vedere a faptului că au dragostea lui Dumnezeu și au pacea pe care au primit-o de la Dumnezeu. Și atunci, lucrurile acestea ne împing spre a ne uita cu milă și compasiune. Poate uneori ar trebui să ne uităm și la animalele din jurul nostru. Mm -hmm. Îmi place tare mult experiența pe care am observat-o, am fost odată în vizită la un om. Și avea un, un câine mare, avea o casă destul de impozantă și avea un câine, un dulău pe măsură. Și mi-era așa un pic frică, zice omul, nu-ți nu, nu fie frică, este blând, este prietenos. Și arătându-mi interesul față de el, omul a insistat să-mi arate câteva lucruri despre câinele lui. Și anume, a scos un os, i-l-a aruncat câinele, ia, câinelui, iar câinele s-a dus la gard către vecin, și a dat osul către câinele vecinului, un câine slab, amărât, se vedea că duce lipsuri. M-am uitat și la vecinul, o casă mică, dărăpănată și stăteam și mă uitam. Uite, stăpânul era tare mândru, câinele lui este, uite ce ispravă face, șoferă din hrana lui, câinelui vecin care săracul duce foame. Și stăteam și mă gândeam, uite, mă uitam la această casă și la casa vecinului. Oare n-ar trebui și stăpânul să învețe ceva de la câinele lui, în ceea ce privește compasiunea și mila? De multe ori ne uităm indiferent sau nu avem acest simț al sensibilității față de cei din jurul nostru și uneori e bine să ne uităm și chiar și la animale, pentru că au și ele o lecție să ne, să ne arate. Așa este. Spuneai că dacă uh, mila sau compasiunea nu este dusă la nivel practic, atunci tot ce înseamnă uh, nivel emoțional. Nu ne ajută cu nimic. Adică, sunt, sunt nivele de, sau cum zic eu, intensități ale compasiunii. Categoric. Și cum, ar, cum cum ajungem la momentul în care să spunem, da, eu nu vreau doar să spun, vai, săraci oameni, sau îmi pasă de ei, vreau să mă ridic și să ajut. Mie la compasiunea are nevoie de o disciplină. Uh -huh. O disciplină care trebuie formată în timp. Noi toți ne naștem cu o anumită compasiune sau o învățăm de la părinții noștri, de la cei care ne creze, de la cei care suntem în jurul nostru, învățăm compasiunea. Însă avem o doză de compasiune în noi. Însă această compasiune dispare încetul cu încetul atunci când ea nu este practicată. Uh -huh. Compasiunea fără fapte este ca o fântână fără apă. Încetul cu încetul, acea fântână se va degrada, va fi astupată, nimeni nu va avea nevoie de acea fântână pentru că este irelevantă și neeficientă. La fel, și compasiunea pe care o avem este irelevantă și ineficientă atât timp cât ea nu are realizări în fapte. Dar atunci, încercând și disciplinându-ne compasiunea prin fapte, făcând ceva, acea compasiune nu va muri niciodată, ci va face parte din viața mea în fiecare zi. Uitați-vă la copii, câtă compasiune au, cât de drăgălași sunt ne -o pierdem cu timpul, ne pierdem cu timpul lucrul acesta. Chiar și eu de multe ori mă lupt. Am învățat foarte mult compasiunea de la cei care m-au crescut, de la părinții mei și am avut o perioadă în care treceam și eu pe lângă nevoile celor din jurul meu și mi-am dat seama că nu mai sunt la fel de sensibil la nevoile oamenilor. Și am zis, trebuie să fac ceva ca să renască în mine acel sentiment de, de compasiune. Și lucrul acesta se deschide în momentul în care fac ceva. Și atunci compasiunea devine mai profundă mai mare, mai clară pentru, pentru viața mea. Mai mult decât atât, compasiunea în momentul în care este pusă în practică, se aduce o stare, o stare de bucurie, o stare de de fericire, împlinire, er, da, împlinire, uh, care nu poate fi experimentată decât doar de către cel care a dus compasiunea la nivelul practic al lucrurilor. Și de asta spuneam că uh, acest lucru Poate garanta sau poate putem să spunem că este secretul unei vieți fericite, compasiunea. De ce oare uh, lucrul acesta ne aduce fericire? Pentru că am putea să spunem, păi fericire nu-ți aduce dacă ești indiferent, lasă-mă în pace, nu vreau să. Eu îmi văd de viața mea, eu îmi văd de fericirea mea. Mm -hmm. Cum să-ți aducă fericire atunci când tu uh, uh, ești din zona ta de confort, când uh, îți depășești limitele? și îți pui la treabă compasiunea. Cum îți aduce așa fericire lucrul acesta? Noi ca oameni suntem structurați într-un anumit fel și fiecare structură din viața noastră are o nevoie, ca să spun așa. Fericirea, aș numi eu de fapt bucuria. Fericirea este ceva de scurtă durată care vine și pleacă. Dar aici mă refer că compasiunea aduce bucurie, nu fericirea. Pentru că așa cum spuneam, noi nu căutăm fericirea, noi căutăm împlinirea, adică bucuria. Poate dacă primesc o sumă de bani, mi-aduce o fericire de moment, dar când se gata, s-a dus fericirea. Nu mi-aduce o împlinire sufletească. Și am observat foarte mulți oameni care sunt foarte înstăriți, nu sunt împliniți. Căută împlinirea în alte lucruri care nu au de-a face cu banii sau cu materialele. Uh -huh. uh, și atunci observi din experiența acestor oameni că este atât de important să alergăm în lumea aceasta nu după lucrurile materiale care se degradează, care se pierd, care dacă când eram mic visam să am bicicletă. După ce am avut bicicletă am zis o să am bicicletă o să fiu foarte bucuros. N-am fost bucuros, am fost fericit până mi s-a stricat. După aia am zis când o să am mașină o să fiu foarte fericit. Când am avut mașină au început durele de cap. Mai mari decât. Impozite, taxe, reparații, consum și mi-am dat seama că bă, mașina nu-ți aduce fericire, îți aduce mai degrabă pagubă. Probleme, da. Și atunci avem câte un vis fiecare. Și, dacă aș avea o casă mai mare, după aceea îți dai seama cât îți vine factura la încălzire, când te-a pus să faci curat. Și îți dai seama că până la urmă te rezumi la o casă modestă, la lucruri care îți destrictă necesitate și îți dai seama că de fapt Împlinirea nu este în lucrurile acestea, dar din păcate de multe ori ne dăm seama după zeci de ani de alergare după aceste lucruri, când probabil ne pierdem sănătatea, ne pierdem prieteni, relații, familii, care astea aduc împlinirea. Sănătatea, familia, prieteniile, relațiile dintre noi, astea aduc împlinirea. A ajuta pe cei din jurul tău și acest ajutor pe cei din jurul tău trebuie să fie motivați de dorința de a nu primi ceva în schimb. Că unii mai ajută doar că au un interes în spate. Aia nu este milă, nu este compasiune, este serviciu, prestări de servicii. Când îi ofer cuiva ceva primind ori foloase materiale, ori foloase laudative, tot Reclamă. acolo sunt. Da, exact. Tot acolo suntem. Deci, când ajuți, fără a primi ceva în schimb, atunci putem spune că lucrul acela este o faptă făcută din compasiune, din milă, din dorința de a ajuta. Așa este. Dragi prieteni, ce părere aveți dumneavoastră? Merită să punem compasiunea la nivelul practic? Îmi amintesc că, pentru că această emisiune noi o facem chiar în momentul în care situația este destul de tensionată în Ucraina până va fi dată în premieră, nu știm cum, va fi, cum cum se vor derula lucrurile, pentru că emisiunea nu este indirect. Însă, cel puțin în momentul de față și cel puțin în, în nopțile pe care le-am petrecut în Vama Siret, mi-am dat seama că, într-adevăr, românii uh, s-au unit și au trecut de la săracii oameni, au trecut afară, în frig, uh, pe ger, uh, să ajute. Și chiar dacă nu faci mare lucru, dar totuși te simți util. Vorbeam cu soția mea și îmi spunea: Uite, eu vreau să-mi iau o zi liberă de la serviciu, să mă duc și eu cu tine în vamă, să ajut. Îmi pare lucru nu putem face. N -am, n nu pot zic că am microbuze, am hoteluri, unde sunt încă. Nu pot, dar măcar un lucru mic pot să fac și mă simt împlinit. Da? Cred că până la urmă, compasiunea, fericirea care vine în urma compasiunii este în momentul în care tu te simți util. Mm -hmm. Și te simți bine că ai făcut ceva cât de mic. Nu ajungem să fim noi mari, știu eu, sau nu suntem noi mari oameni care avem și putem să, da, nu toți oamenii sunt ca patronii care au hoteluri și le cheamă oamenii. Dar putem să facem un lucru mic, putem să dăm, știu eu, o pătură unui om sau o căciulă unui copil care are nevoie și deja te simți bine, te simți împlinit. Așa că eu cred că e o lecție importantă pentru noi. Și dacă după emisiunea aceasta hotărâm în inima noastră și alegem că merită să ieșim din sfera noastră de, de comoditate și să facem ceva, atunci cred că este un câștig. Da, și cred că oamenii aflați în nevoie nu au nevoie neapărat doar de lucruri materiale. Așa este. Da, am observat mulți oameni care sunt în nevoie, să știți că nu au nevoie atât de mult de mâncare sau neapărat de haine noi cât ar avea nevoie de un sprijin uh, psihologic. Uh -huh, A fi uh -huh. acolo lângă ei, să nu fie singuri, să fie cineva care să-i încurajeze, să fie cineva care să-i să strângă în brațe, să-i să prindă de mâini, să le dea curaj, să le dea speranță. Cred că este mult mai important decât orice. Am participat la multe evenimente triste, chiar și la mormântări. Oamenii nu au nevoie să te duci cu bani la ei la mormântare. Oamenii au nevoie să le fie un sprijin moral, un sprijin psihologic în momentele acelea. Și cred că este foarte important să acordăm acest sprijin atunci când se ivește ocazia și oportunitatea. Andrei, mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mare plăcere. Mulțumesc pentru că ne-ai oferit din gândurile tale, din ideile tale legate de lucrul acesta și de subiectul pe care l-am pus în discuție. Dumnezeu să te ajute să simți fericirea și în ceea ce înseamnă compasiunea pusă în practică. Mulțumesc. Dragi prieteni, acestea fiind zise, haideți să Uh, alegem corect și anume să alegem compasiunea, dar nu compasiunea uh, pasivă, ci compasiunea activă. Vă mulțumesc foarte mult celor care ați răspuns în comentarii, v-ați pus punctul de vedere, uh, mulțumesc foarte mult celor care uh, de fiecare dată sunteți alături de emisiunea noastră. Și nu uitați că aici la proiectem uh, mai sunt multe alte emisiuni interesante și merită să dați share, să dați un like. Să vă abonați pe canalul de YouTube dacă nu ați făcut lucrul acesta. Aveți parte de uh, videoclipuri muzicale foarte frumoase. Așa că uh, dați și prietenilor dumneavoastră, anunțați uh, și pe cei dragi ai dumneavoastră, uh, pentru că noi dorim să intrăm în casele dumneavoastră să vă facem bine. Dumnezeu să vă răsplătească, să fie alături de dumneavoastră și nu uitați că, indiferent ceea ce facem în viața noastră, merită să alegem corect. Ne vedem data viitoare la o nouă ediție. 拉开不得。Like